aceeași etnie, care au același grad de sărăcie, locuiesc în aceeași zonă centrală, le-a expirat acel 5 ani cu proprietarul. Eu sunt tare curios cum veți face acolo distinția între cei doi. Deci cei de care a spus sunt rezolvați. Nu, dar mai sunt în cei 2500. Deci e foarte important cum veți face criteriile pentru a nu exista discriminare. Să știți că într-adevăr va fi un lucru foarte greu. Va fi foarte greu. Cu atât mai mult cu cât vei asigura, cât să zici, 10% pe locuințe sociale, nici să măcar, zicem. Că ați spus 100 din 2500. Da, bun, e și partea de ANL. Da. Este și partea mai de ANL. Mai luăm un telefon chiar ultimul jumătate din această seară, să vedem dacă este. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, doamna. La mulți ani. La mulți ani. Cum vă numiți? Sunt scripcară Lucica. Da. Locuiesc în Bistrița, strada Accente Sever. Da. Și aș vrea să îl întreb pe domnul primar în legătură cu izolarea blocurilor. Da. Locuim o scară între două blocuri, pe lângă magazinul Delfinu, dacă știți unde-i. Da, eu știu. Locuim în el de când s-a terminat. Și capetele blocurilor nu au fost tencuite. Tencuite? N-au fost tencuite deloc. Între blocuri, știți? Deci sunt betoane, da? E făcută între două blocuri. Da, acele plombe, cum se făceau între două scări sau nu? Nu înțeleg nicio scară între două blocuri. S-au făcut cuiburi, de aproape ajung înăuntru. Aveți asociația de proprietari acolo. Accente Sever, numărul... Da. Lângă Delfinu. Aș vrea să vă întreb dacă... Doamna, la ce număr sunteți? Nu vă aud. La ce număr sunteți? La ce număr de bloc? Accente Sever, numărul? De bloc numărul 1, scara F. F. De la floare. Da. Doamna, vă pot... Vrea să știu... Vă pot spune că anul trecut... Mulțumim, puteți închide telefonul, o seară bună. Programul de reabilitări termice am reușit să finalizăm 420 de apartamente... Pe doamna interesează dacă la scara dânse știu, dar va avea speranță. Vedeți, adică e asociația de proprietari, bănuiesc, da. Care sunt demersurile, asociația care nu a intrat în program. Vă rog frumos să mă înțelegeți. Am înțeles că e făcută lucrarea și nu un capăt de bloc nu este tencuit. Nici măcar tencuit. Da, nu știu. Nu există. Accente Sever numărul 1, scara F, de aia am întrebat ca să mă pot uita, nu a intrat în proiectul ăsta. Deci nu e făcută, nu e izolată. Deci nu este între cele care le-am făcut, probabil, făcut de către constructori, mă rog, când s-o fi făcut vremă. Acel bloc, o fi rămas într-o anumită fază, nu știu. Deci, asociațiile de locatare, administratori, am făcut 10 de ședințe cu ei, fiecare știu și au primit xeroxa, dosarul. Ce trebuie să facă ei și cu ce solicitări și cu ce documente să vină la primărie. Deci programul continuă, asta da? E ideea. Noi anul ăsta vrem să intrăm în reabilitare cu 1200 de blocuri. Eu vreau în ultimele 3 minute să... Scuze, 1200 de apartamente, îmi cer 1200 scuze. De apartamente. Da, vorba de vreo 25 de blocuri. Administrațiile blocurilor să fie vă atunci pe fază. Vă rog frumos să înțelegeți, hai să spune și că acum... 2 minute, vă alegeți ce vorbiți dumneavoastră, deci, ce subiect doriți să vorbiți. Am fost foarte dojeniți, eu și prin mine primăria, de către cetățeni. Dar hai să spunem totuși niște lucruri care s-au făcut. Vă rog, în două minute... De 40 de miliarde am făcut reabilitările la blocuri pentru anul ăsta. Se văd și felicitări că s-a făcut, mai ales la blocul Lama, ați făcut o lucrare excepțională. Nu, n-am făcut o lucrare excepțională. Nu, dumneavoastră. O vom face anul ăsta, pentru că, vedeți, asta e problema pe care o avem. Blocul Lama aș fi vrut să-l facem totodată, cum aș fi fost și normal. Și mai multe asociații, probabil. Aveau avut o stare. Anul ăsta am reușit, oamenii văzând ce s-a întâmplat pe scara C, să vină și A și B. Asta e bine. Deci anul ăsta vom prinde blocul Lama în reabilitare. Alte lucruri frumoase, să vedeți, deci, în afară de reabilitare și, termică. Realizări mari ale orașului acum. Eu zic că prin tot ceea ce s-a făcut, realizările se văd. Nu știu cu dacă, parcul, îmi spuneți cu ceva parcul, cu parcul. Nu. Începe nimic în acest. Deci, ce să vă spun? Să vă spun punctele că... termice? Bun, punctele termice. Haideți că chiar și asta e o discuție și poate că... Uite, am încercat cum să văd... Nu, acum hai să o luăm. Eu zvon, eu bă, e vorba de 6 puncte termice pe care juriștii primăriei au reușit să le câștige în instanță
procese începute. Deci aveți șase cu care puteți începe investițiile. Da, avem punctul numărul 1 de pe Lalelelor, 2 de pe Decebal și așa mai departe. Că nu mai e timp. Ei, eu vreau să fac o propunere de parteneriat public-privat. Deci eu viceprimarul. Nu primăria nu, 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 nu. Deci eu voi milita pentru asta în primărie. Primăria o va face. Am înțeles. Primăria o va face. Da, ați venit cu o sentință. Da, am o sentință. Prin care s-au atribuit aceste puncte primăriei. Da, șase din ele. Mai avem. Am înțeles, cele șase. Eu sper să le câștigăm toate. Ce veți face acolo? Deci eu vreau ca pe două dintre aceste locații să o primesc și printr-un parteneriat public-privat să construiesc grădinițe. În două grădinițe, da? Da. Îmi permiteți să vă compat și să vă spun de ce. Da. Unde faceți curtea grădiniței? Dacă închidem copiii într-o cutiuță, nu e o problemă. Haideți să găsim și variantă. În zonele în care sunt grădinițe, sunt și locuri de joacă. Putem găsi variantă. Ce să fac altă variantă? Îmi spuneți? Păi mai bine le vindeți unor firme private și cu banii aia cumpărați ca... Doar domnul primar vrea grădinițe, poate nu și consiliul local. Stați-mă un pic să vă întreb. Unul dintre ascultători, domnul Gheorghe Vasile, intrarea castanului cu canalizarea și cu grădinița. Păi dacă îi faceți domnului Gheorghe grădinița... În punctul termin, exact la peretele dânsului. Vă deci spun eu că ați primerit din lac în puț. Dar nu mă interesează neapărat. Haideți să discutăm un caz concret. Celelalte patru ce veți face concret? Nu, stați un pic, hai să terminăm un lucru de discutat. Emisiunea s-a încheiat. Să terminăm și emisiunea. S-a terminat. Atunci am venit cam degeaba, eu n-am spus nimic. Nu, data viitoare o să vin în două ore. Deci ce vreți să faceți acolo? Restul le vindeți cui? Nu, Lana, nu, eu nu cred că am spus că le vând. Cele patru, ce veți face cu cele patru? Asta cele e întrebarea mea de final cu care vreau să chiar. Competența Consiliului Local să stabilească ce. Dar cele două e sigur că se va face grădinițe? Se vor face sau doar propuneți? Nu, eu am spus că vreau să fac o propunere. Eu vă mulțumesc mult. Foarte rău, dar... Nu putem niciodată să rezolvăm tot ce ne propunem în această emisiune. Vă mulțumesc că ați venit în emisiune, vă mulțumesc că ați răbdat întrebările încrucișate de la doi ziariști și mai ales scuze de domnul Gherghel că a vorbit urât. Deci eu n-am nicio problemă și îl invit pe domnul Gherghel, fac un lucru care îl fac la fiecare emisiune, până la ora 9 în fiecare dimineață primesc pe oricine. Asta deci dacă domnul Gherghel are ceva de spus, poate să mi-o spună exact, și față exact. În față. Asta vă dacă are și curajul. Eu cred că o să-l aibă. Vă mulțumesc încă o dată mult, o seară bună, doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea. Dacă v-a plăcut, mai uitați-vă. Și dacă doriți să aflați ce s-a discutat înainte de a o vedea dumneavoastră, poate de la început, mâine pe www.astv.ro, după ora 14, integral, o puteți acasă în liniște, în fața calculatorului dumneavoastră, să o vizionați. Urmăriți în continuare ASTV, pentru că de la ora 22 avem cele mai importante știri ale zilei, un jurnal în care veți afla multe și mai ales ce cu acel zvon că undeva la noi în județ ar fi întâmplat ceva nenorocire pe Valea Bârgăului. Uitați-vă la știri și veți vedea despre ce e vorba. Toate cele bune, urmăriți ASTV, asta e televiziunea ta.